Hei, s-au închis ușile și Sebadin se pare că a plâns. Era cu doamna Dorina, doamna Cica era cu George și Sebadin în față îi spunea doamna Dorina ceva, se pare că a plâns. După îl striga cineva și îi spunea să nu mai plângă sau ceva de genul. Nu am văzut de ce, poate a primit vreo scrisoare, nu am văzut de ce ar fi plâns. Și nici nu l-am văzut plângând. Dar așa m-a auzit că îl striga cineva și spunea să nu mai plângi, ceva de gen. Petrecerea s-a terminat. Cosmin a rămas în casa fetelor, pentru că știți că are două nopți în casa fetelor. Are o noapte cu Miluna și noaptea aceea a câștigat la task-ul cu oul. Aici Cosmin și Miruna vorbeau despre petrecere și Miruna îi spunea că dacă acum te-ai panicat, când o să mă cer, ce o să faci, o să leșini? Iar el spunea că și-a dorit să iasă totul perfect și că avea emoții, iar Miruna spunea că nu înțeleg de ce ești atât de panicat, că ești praf la surprize sau ceva de genul, iar Cosmin spunea că o să învețe el, că să vedem ce o să faci la... Miruna spunea că o să vedem ce o să faci la 2 luni, la 3 luni, când o să împlinim noi 3 luni, o să se termine competiția. Apropo, să-mi scrieți și mie în comentarii când se termină sezonul acesta, pentru că știam că în decembrie, înainte de Crăciun, dar din câte am înțeles, ar fi până în ianuarie. Nu știu, dacă știți dumneavoastră mai bine, să-mi scrieți și mie în comentarii. Cam asta a fost. Mamele, fetele s-au apucat de curățenie. De-abia așteptăm să vedem ce se mai întâmplă. Cosmin, v-am spus, a rămas în casa fetelor.